Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la... Ce naiba a bubuit afară? Și... Ok, să o lăsăm în pace pe nebuna aia. Hai, mă, ieși. Închis să ușa asta aia. Stai că pe partea asta arată ieșirea din casa lui Franklin. Franklin, așa. Hai că nici să vorbesc nu mai știu. Hai să luăm mașina asta. Stai, e o motocicletă acolo. Hai să luăm motocicleta asta. Da, de ce pot spune? Bine, v-am găsit la un nou episod de GTA 5. Unde e Michael? Hai că e aici. Data trecută când am filmat, cred că a fost atunci, în ultima duminică, din vacanța de vară, de eram așa trist în început de... Știți voi cum e senzația aia când e sfârșit de vacanță și începe un nou an școlar, să dea naiba. Mă rog, între timp s-au schimbat destul de multe, sau nu prea, nici nu știu. Când am mai jucat GTA 5 în afară de atunci, când am făcut atunci live, dar am închis live-ul că... N-am închis live, am ieșit din GTA 5 că eram în strip club și de frică n-am rămas acolo că n-aveam chef să primesc strike. Nici nu prea mai țin minte așa mare parte ce am făcut în jocul ăsta, ce misiuni. Bine că măcar sunt controlele aceleași ca la orice GTA și bine că m-am bușit aici. Chiar mă pregăteam să zic, bă, da, n-am făcut deloc accident, nu nimic. Hai mă urcă pe motor. Mi se reface stuia și pe unii, nu știu. Da, bine. Mai bine nu mă opream, că tot îmi schimba acolo direcția la GPS. Asta e. Hai, du-te tare, Franklin. Bă, oare când doi ajungi la Trevor? Că nici nu știu, că ar trebui să ajung. Acuși când filmez este și a treia zi de Crăciun, am făcut aseară live-ul ăla care a fost efectiv genial. Deci am făcut vreo 640 ceva. Era mișto să fie 666 de like-uri. Hai, bagă-te printre ăștia. Așa. Nu mă bag trei camionele alea, că nu sunt nebun. Am făcut aproape 666 de like-uri, vreo 4000 de vizualizări, cred că cel mai bun live de până acum, la capitolul like-uri și astea. Am avut vreo 180 ceva de oameni pe live, n-am avut niciodată atâția. Și evident, live-ul a fost cu CS16, că ăsta prinde. Mai, pentru ăștia care, nu știu, v-ați abonat între timp și spamați aseară cu... Pune bă CSGO pe live, ați văzut după aia că la final am băgat CSGO și nu se mai uita nimeni, chiar unul și-a dat singur peste nas. Ghilimele zis, a văzut că chiar nu se strânge lumea la CSGO, dar mă rog. Acum când filmez deja a treia zi de Crăciun, bă, Crăciunul ăsta a fost căcăcios rău, bă, YouTube-ul și bumoacălul ăsta, mă rog, a fost cam căcăcios, adică vremea a fost total dampulea, ca să zic așa, adică noaptea era cu minus și ziua vreo 12-13 grade. Dimineața vedeam șoseaua înghețată și văd că ăsta merge singur acum, șoseaua înghețată și după masă era o vreme, zice că era Paște. Hey, după asta ce bea whisky, ia, bă, care și sânge pe picior. E mișto cum rămâne sângele pe ăștia. Hai, băgați un shot acolo. Ia, bă, că pe acolo are gantere. Bă, dar mișto casa lui ăsta, lui Michael, așa că am știut cum îl cheamă. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is. Yeah, uziți ceva de Trevor, văd. Că ar trebui să fie mort. Oh. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. Ia te-l, bă! A, direct apare scena asta cu Trevor, cred că pun plus 18 clip. Uite gândaș la asta acasă. That was pretty scary. Back to you in the studio. You wanna get lit now, sugar? Bă, dar și-a găsit și ăsta o prăpădită să dea dracu. You wanna smoke up now? Don't do it, Johnny! Don't do it! Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Asta e la din GTA 4. I told him, Trevor! I told him! We all get high! Din Lost and Damned, sau ce genul. But that don't make it right! Leave it, Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right! Not what you done with me! I'm telling Johnny, leave it! Și ăsta vine din Liberty City până aici, în Los Santos, după ăsta. I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here?
Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. Dog. This is funny. Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him, leave it, leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums. Hmm? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just... I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Ce faci, mă? Așa, pupă și în cur acum. Da. Ia, choke slam. Pac! Da cu sticla în cap. Îl calcă pe cap. Ia, ai de cărți tampuri. Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? Ce trebuie să mai vorbești că stai că-i mor? Johnny, next time don't get in my fucking face. I just saw a fucking ghost. Ce data viitoare că e deja dus. Get up. Get up. Fuck you then. Wait. Să mă ascunde a venit ăsta din jocul anterior. Sau DLC-ul dintr-un joc anterior. Ia, se duce ăsta pe motociclist, să înțeleg. Hai. Vine aia cu boșorocul ăsta-i Trevor. Bă, Trevor ăsta e între cei mai buni, cele mai interesante caractere din GTA, ca să zic așa. Că am văzut eu un clip despre cei mai cele mai mișto caractere. Întâi eu început cu ăia din Liberty City și Vice City Stories. Erau ăia Tony Cipriani și ăsta, ălălaltul din Liberty City Stories, nu știu care era. După care parcă a venit Cloud Speed, Tommy Vercetti, cu ăsta în care a murit adineauri, și mai, nu, ăla Michael, apoi ăla care a murit adineauri. După aia a venit Franklin în top, pe locul 4 CJ, pe locul 3 ăsta, Trevor, dacă am greșit drumul, că eram atent la ceva. Pe locul 2, ăla din Ballad of Gay Tony, și pe primul loc Nico, în GTA 4. Nu mai puteți să-ți moi la clipuri de-a trecut teorii despre jocuri, dar interesate totuși. E mișto să știi așa puțină cultură. Tu că prioare aici? Bă, dar uite și voi ce mișto se vede muntele ăla, ăla oficiliadu. Nu știu, dar cred că cel mai frumos peisaj nu e aici în GTA 5, ci în Far Cry Primal, la capitolul natură. Vreau să zic, adică ați văzut cum se văd mulți în Far Cry Primal. Nu știu cum e și în Far Cry 4, eu am să direct de la Far Cry 3 la Far Cry Primal. Dar mă rog, oricum se lansează Far Cry 5, mi-a luat și Call of Duty-ul, dar apare niște o optimizare cam proastă la cap. Dar ghiciți la ce? La sunet, sunetul s-a desacadat de parcă m-a ajutat la un stream și se pierde semnalul. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Toaa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 a
him then, huh? Hey, hey, cowboy! You mind if I fuck your old lady? Cu el, că l-are pe talpă. What was that? Well, no, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain? And the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, ziceam, denial! Vreau să fiu bătrân, vreau să fiu orica Trevor, orica Vișinescu, dar Trevor e mai carismatic și asta e cel mai important. You got something you want to say? Huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! Bun, hai, dar după motocicliștii ăștia. Mișto așa cum se luptă caracterele, mă rog, chestii legate din cele din două jocuri din așa. Total naibii porc. Mișto că în GTA 5 aici avem multe animale. În GTA 4 parcă aveam doar porumbe, aici văd că avem câini, căpioare, porci, avem de toate. Și-o luat pe ăla. Hai să încerc să-l împuși pe ăsta. E bine că eu am talentul cu trasul din CS-uri și... Dar ce lucruri erau la vulpe, coiot, ce naiba? Bă, ce l-am luat pe ăla? Eu v-am spus că l-a tras pe picep. Mă rog, mai puțin pe ăla e bun în CS, dar asta e altă parte. Dar ținta asta e foarte bună așa. Maybe you should hold off shooting the van. I can't see us taking out all the bikers this low. Yeah, cred că am luat șoferul. I mean, there'll be some by that airstrip. Ați văzut că s-a făcut țintă aia roșie. You know, by that. Not today. Their time will soon be upon them.
I thought you was letting him go to the others. Aren't we meant to be? Hai că l-am mai nimerit toată. Hold off till we get there. I-am dat damage, daună, mă rog. Hai mă, du-te, mă, după ăsta. Bă, Trevor ăsta e cel mai mișto caracter în orice joc, cred, sau nea naiba. The van won't get there if we shoot it too much. Bine, nu mai trag. Hai că mă țin după ăștia atunci. Să ajung la baza lor acolo, sau ce-o fi. Alocația lor a motocicliștilor. Hai să nu-l mai împușcă. Că zicea și ăsta din Europarte. Do we know where they're going yet? I got a feeling, yeah, but we gotta make sure. Once you know, you can drop me and Wade at the trailer. Și cred că au brincă și coolerul. We do this da, la, now, we're on all of us. Mă trebuie la pe acolo. We're right on these bricks. Hai că începe să urle puțin coolerul, parcă. Bine, nu urlă ca și vara. Cu iarna ai pit, al Dumnezeu să ai procesor PAMD. N-ai treabă cu căldura. Cu frigul, pardon. Faci asta o căldură, nici calorifer nu mai trebuie. Era și gluma de la PC Garage. Ce se măsoară numărul de procesoare AMD deținute? Sărăcia. Și cred că am ajuns la ei. Gata, e timpul să ne pușcăm. If you got any questions about what's happening, speak to Joe. Ouch. Asta n-a fost prea bine. Fugi. Da, nu m-am băgat bine. Am zis, hai să-i duc cu vanie, cu mașina, ceva. Ciuciu. Bine că te dă înapoi, deci chestia asta mi se pare cel mai frumos la GTA 5. Bă, te dă înapoi exact de unde ai rămas la progres. Dă-mi cu pistol, că mie trebuie de asta e distanță. Nu bubuie. Bă, ai o putelie și... A, bubuie acum. Dar n-a bubui mașina aia, văd. Moace, am dat la cap. Uite o butelie acolo. Dar nu bubuie mașinile. Cred că în cur l-am împușcat pe ăla. Marginal pe ăla. Take down the bikers, ok. Bă, uitați și voi ce bine trag. Ia, mai vin. Ăla cu Monster Truck-ul. Apropo, am fost zile trecute în București. Că știți că am avut problema aia cu morul și cu am și am fost la ortoped. Bă, și am fost un Monster Truck, dar n-am apucat să-i fac poză. Ne, da, degeaba. Trag în aia. Such a fine cooker. Oh, shit. Man down. Ain't gonna be on that hog much longer. Come out and avenge your fallen comrade. Vă vreau cu a. Păi bine că măcar la GTA, chiar dacă nu conduc prea bine, știu să trag cu arma. Ăla-i bucuit, e bucuit. Hai, dăm cu acei muniția. Hai să iau și eu gloanțele de la ăștia. Ce-a bubuit ăla. Bine, și ăștia mor repede, într-adevăr. A luat-o la fugă. Ok, deci cred că mă duc după ăștia. Uite-am de camionul. Bun, mi-am luat și eu un AK. Hai că mi-am luat un AK, văd că mi-am luat și un Uzi. Hai că e bine. What are you still doing here? Ce crezi tu, prostule? Go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation? Hai mă urcă. And get me some sticky bombs. Vrei să urci, ok. Hai că a fost mișto misiunea asta, mi-a plăcut.
mi-am omorât pe aia. Slavă Domnului că știu să trag, că te condus mai greu. Uciderea pează mașina aici, da bine, GTA 4 cel mai afurisit sistem de condus. E driver, e o provocare să conduci. Stai acolo pe aici. Așa. Hai că văd că e aproape locul unde trebuie să mergem, mai fac cum sune cu trebări. Genial caracterul ăsta. Exact ce îmi place mie. Carismatic, dur, e bun, tot ce trebuie. Stai, și noi trebuie să intrăm în ăsta? Jos cu el! Împinge-l, împinge-l, dar nu pot să trag. Hai, pare de aici. Să-l împing în râu. Du-te, mă, în râu. Adio, om cu rulotă. What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. No! It's only out of professional respect. I thought you was crazy, man, not stupid. Oh, that feels better! You sure mean business? Ador caracterul ăsta. Mă gândeam eu, după ce termin cu școala, să... nu știu... să mă apuc ceva așa, să mai întâi să mă măresc și eu sală ceva, să fac și eu mâinile mai groase și după aceea să mă apuc de tatuaje. De nu fac eu la tatuaje legate de muzică rock, de-astea care mai au soliști ăștia, chitarii și toate cele, de exemplu, cum are James Hetfield, solistul de la Metallica, patru cărți de joc arzând, reprezentând anul său de naștere, sau cum avea Chester Bennington, că acum e putred tot, săracu. Torțele alea la încheieturi, că alea sunt mișto, sunt mișto. Sunt mai desuși tatuaje mai fac. Aș mai face și ceva de la wrestling, nu știu gen cum are Randy Orton, capetele de mort sau habar n-am. Chestii tot așa, nume de formații și probabil că și din jocuri video. Mi-aș mai tatua caractere sau din desene, mi-aș tatua pe tine de CD. Și cel de Michael, nu prea pot să fiu atent. Au și ăștia pronunția nu foarte perfectă, ca să zic așa, și mi-e cam greu. O rampă. Trebuia să iau pe rampa aia. What do you think happened? I knew what happened. I wouldn't be bemoaning these last 10 years. I've spent. Sper că nu s-au decumulat trăcâinile, dar am dat eu bustul la minim la microfon. For a man with an interest, some may say obsession. Hai, dă viteză, dă viteză. Kept hidden behind historical events. That's a really weird thing to say. Ia, mă, și acum ce faci? Bă, dar la ce lătră? Cred că-s puradei de ăștia cu colindu. Era unii anul trecut cu o pătură în cap și cei că erau cu capra. Eu oricum închid porțile și dau drumul la câini de perioada asta cu colindu. Ia deci, ăla-i garajul lui Trevor? Misiune făcută. Continuă. Bun, hai să vedem. Avem vreo misiune? Văd că avem ceva la tatuaje. Hai să luăm mașina și să... Are și telefonul spart, văd. Frumos așa, hai, dă încoace camionul. Stai, interact with... Stai. Să apăs pe E. Ca să interacționeze cu... nu știu ce aia. Ia. Ca să iau chestii de pe jos, gen bolovan, ia. Bă, da, stați un pic. Așa. Nu pot. Vă că nu. Hai, ieși mă din first person, că e ciudat să joci GTA în first person, sincer. Nu e Call of Duty să zici că... sau Counter, na. Hai, închide și ușa și dă-i tare. Înainte cu tupeu, stați. Harta ce merită, deci. Ăsta e salon de tatuaje, să înțeleg. Tatu, așa, da. Aici cursă, dar nu fac curse, ai la asta.
Waypoint 2000, cred, sau nu știu fi alea. Dă-te mă la o parte și tu. Du-te mă la o parte. Ia, dar stai mă că aici e de tatuaj, hai să ne facem un tatuaj. Ia mă, ce tatuaje pot face lui Trevor? Aici e intrarea, ok. Nu aici e intrarea. Înseamnă că o fi prin față sau pe aici. Nici pe aici, pe partea cealaltă înseamnă că e. Ăsta are pălărie șapcă, zici că e ăla din Pokémon. Ash sau cum îl cheamă. Yep, looks good. Hai să ne facem un tatuaj. Gracias. Bye. Hi, we don't do butterflies on the ankle. E bro, stau tu, hai să vedem. Can't go wrong with any of these. Ma. Piki. Hai că facem porcul ăsta. Lasă-ne cărțile. Da, și ăsta. Hai că e bine că GTA 5 îți dau ăștia o grămadă de bani. Dragoni, o gagică, ia, fermoar. Cred că fermoarul ăla îl pun. Hai că pun și fermoarul. Nu ăsta, nu ăsta, nu ăsta. Ăsta. Thanks. I need the cash. Bun. Îți dăm pe mână. Be good. Cum move camera? Așa. I do gang stuff too if you need it. Rip Michael. Dragon. Nu, hai să șterg pe ăsta. Michael. Uite o capră de ăsta, simbol de ăsta satanic, eu. Cap de mort. Hai că punem capra. A pus ăsta, hai că las așa și aici pun. Dai mă, unde dragonul? Aici, nu ăsta. Care e mă dragonul ăla? That's a heart right there. Cealaltă mână. I just finished a dragon tattoo on a dude's back. Cred că flăcările alea le pun. Da, astea. No refunds. Așa. Pe picioare, ia ce tatuaje pot pune să te pe picioare? I'm good at it. Hope you're paying cash. Ne, pe picioare, ne. Check out my work. People say I'm undiscovered. Scorpionul ăsta îmi place. Tell your friends where you got that. Your body is a canvas. Pick some art. Later. Gata, e că i-am făcut tatuajul lui Trevor. Hai că acum arată șmecher. Unde e mașina? Uite-o aici. Ma, acum îmi bate și soarele în monitor. E nasol să filmez dimineața. Haide tare, mai facem o misiune și încheiem și episodul. L-am tatuat și pe Trevor, hainele nu le schimbă, lasă așa cum e. Mă, ce bine am luat curba aia. Hai că aproape am ajuns acolo. C sau ce literă era. Stam la travestitul ăsta. Trebuie să intru. How are things?
se bat ăștia. Ci dă. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. Gata, l-a rezolvat Trevor. He's one. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Soțul ei lua de pe net. Bun așa. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的真是玩翻了! You all speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he stai muci. Mă rog, hai să lăsăm deoparte japonezul ăla. Ar trebui să pun și o cerceafu ăla în geam, dar nu mai stau acum să mă opresc. Mă pun eu cumva cu capul să nu mai... Bate să rău. Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. Okay, dă-i tare înainte atunci. Well, get down here and take them out too. Dă-te fădă în potecă. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no. Mr. Chang Sr. is very specific. He wants a good... Hai, că am luat-o pe curbă, să dea naiba. Dar nu se lansează un GTA în care să poți să dărâm copacii și stâlpii de lemn, e greu. Ia, ce naiba o fi aici? Licior... as... Ăla-i gay, e beat, e drogat, ce are? Ok, trebuie să-l... Da, aici n-am mai ținut cont de gloanțe. Grenada n-am, bă, că nu. Dar e culoare. Așa, dacă e de pe partea aia sunt morți. Bă, dar nici nu mai văd bine monitorul acum, că-mi bate soarele ăsta. E mort ăla, ok. Dă-mă mai bine pistol, că cu ăsta dau mai bine. Da, mor, mă! Uite-o mașina de shotgun-ul. You got nowhere to go now. Hey, wait, come on. That's it. Nowhere to escape. Hai să nu-l bă chinezul ăla. Look out, this is. The hell is that? They gotta have the whole crew here. Now I really am. Bă, dar nu mai văd deloc ținta, să mor eu. Ia că se bucuie, mai aia. Nu bucuie. Așa. I'm starting to think they really want to kill me. They're coming around back. Let's go. Don't be crazy, T. Get in cover. Mai ceva care se bucuie pe aici? Uite acolo. A, eu acum stau cu ochii înfipți în monitor, că nu văd deloc de soarele ăsta. Ăla care e un weapon mai bun pentru mine. Take the big guy. Ăla-i, mă.
will kill you, stai că vine unul. Până ajunge ăla, stai că-i în casă. N-ai murit, mă! Seeding into our cooking time! I think they're coming through the shop! Let's get to the front! Yes, chef! Ok. Hurry up, let's get downstairs! Hai că ne-am distrat acum, chinezul ăla nu știu unde s-a dus, da, dă-l încolo. Get behind here, they're coming in! Faaa, direct în ochi m-au împușcat. Aole, eu nu știu cum să mă pun pe birou, că-mi bate soarele monitor. Hai, retry, de unde mă da? Cred că mă dă de aici, nu? Da. Și-ți dă și HP, mai ai zice ceva. Dă-mă cu aghiuleaua. Așa. Screw the Aztecas! Get back inside and clean up the lab. I gotta let our potential business partners out of the ice. Și am salvat ăstui afacere, văd. All right, time to recommence the tour, gentlemen. Ia-ți dă-s ascuns aici în gunoi. I think we have seen quite enough. Gaito. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Ia, și trebuie să plecăm cu mașina sau suite în mașină. Misiune făcută! Bă, e genial caracterul ăsta, deci... Un caracter mai mișto în vreun joc video nu cred că am văzut vreodată. Mă rog. Da, deci cred că o să încheie și episodul ăsta din GTA 5. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de mai jos și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!